Ieri a fost marcat un moment important pentru comuna Poroina Mare din județul Mehedinți. Odată cu demararea lucrărilor de asfaltare pe un tronson de 6,4 km de drumuri locale. Proiectul este realizat cu finanțare guvernamentală în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny și vizează modernizarea infrastructurii rutiere din satele Poroina Mare și Potu și Stignița. Primarul comunei Poroina Mare, Valentin Anuța, a declarat cu entuziasm că acest proiect de modernizare a drumurilor este un pas uriaș pentru comunitatea pe care o conduce. Asfaltarea tronsonului de 6,4 km va îmbunătăți considerabil condițiile de trai ale locuitorilor din Poroina Mare și Potu și Stignița. Accesul mai facil și infrastructura modernă sunt vitale pentru dezvoltarea comunei. De un proiect pe Anghel Saligny, în valoare de 10 milioane de lei, pe o distanță de 6 km 400. Astăzi asistăm la primul strat de asfalt în satul Poroina Mare. Fac parte din acest proiect și satele Stignița și Șipotu. Până acum s-au asfaltat în total 16 km. Ca să închei cu toate satele, mai sunt 4 km și ceva. Ceea ce sperăm că mandatul acesta să realizeze și această investiție. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, a subliniat importanța acestui proiect pentru dezvoltarea infrastructurii locale, afirmând faptul că investițiile în infrastructura rutieră reprezintă o prioritate pentru administrația județeană, iar proiectele derulate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny sunt esențiale pentru modernizarea drumurilor din comunele județului. Am venit astăzi în comuna Poroina Mare la invitația domnului primar Vali Anuța, un primar cu inițiative bune și proiecte importante pentru comunitatea pe care o reprezintă. Suntem pe un șantier finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Se asfaltează drumurile din satele aparținătoare comunei Poroina Mare, un lucru benefic pentru locuitori, pentru că chiar era nevoie să se pună asfalt în condițiile în care aceste ulițe, multe dintre ele, sunt în pantă și oricât ai întreține drumul, tot este nevoie la anumite intervale să faci reparații. Cea mai bună soluție este să se asfalteze și îl felicit pentru lucrul acesta, pentru investițiile atrase pe Vali Anuța. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu a afirmat cu ocazia demarării lucrărilor faptul că modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Poroina Mare este un exemplu concret al angajamentului autorităților față de dezvoltarea comunităților locale. Este extrem de important pentru comunitatea frumoasă, comunitatea de oameni harnici din această comună, din Poroina Mare, și ei meritau poate de mai mult timp un astfel de drum, o investiție de amploare. Prin care se asfaltează ulițe din trei sate aparținătoare ale comunei, este ceea ce a propus primarul acestei comune, Valentin Anuța, pe care îl felicit pentru că ține promisiunile electorale și continuă drumul bun pe care l-a ales alături de președintele Radin Georgescu și de Partidul Social Democrat. Eu sunt convins că locuitorii apreciază acest lucru, iar noi, în calitate de parlamentari, sigur că suntem permanent alături de cetățenii, alături de obiectivele importante ale acestui județ, pe care căutăm să le realizăm prin intermediul administrației publice locale pe care o avem aici în județ. Eu cred că cetățenii din Poroina Mare vor conștientiza că aceasta este calea sigură pentru România și că vor merge în continuare alături de Partidul Social Democrat. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirila, a subliniat importanța continuării investițiilor în infrastructura locală, afirmând că acest proiect de modernizare a drumurilor din comuna Poroina Mare este doar un început, autoritățile continuând să atragă fonduri pentru a dezvolta întreaga infrastructură locală, astfel încât locuitorii să beneficieze de condiții moderne, dar și de un trai mai bun. Iată că în această comunitate este clar că PSD-ul, împreună cu programele de dezvoltare pe care le implementează în această țară, aduce un trai mai bun și sporit pentru toți locuitorii acestui sat și comună. Îl felicit pe domnul primar pentru că a stăruit să facă lucruri bune și repede, așa după cum se vede în această localitate, iar calitatea lucrării, după cum se poate observa, este una foarte bună. Îl felicit și sper ca și în continuare să se țină de treabă. Este un primar tânăr, destoinic și urăm felicitări și spor la treabă.
Investițiile în infrastructură nu sunt doar despre drumuri, ci despre crearea unei baze solide pentru dezvoltarea economică și socială a comunității. Proiectul de modernizare a drumurilor din comuna Poroina Mare este unul dintre numeroasele inițiative finanțate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, care își propune să sprijine dezvoltarea infrastructurii în mediul rural și urban din România. Acest program, considerat unul dintre cele mai importante inițiative guvernamentale în domeniul infrastructurii, urmărește să aducă la standarde europene drumurile locale, rețelele de apă și canalizare și alte facilități esențiale.